Prieten, tipul ăsta s-a născut efectiv cu o coadă, frate. Vai de capul meu. Șagalilor, ce faceți? Prieteni, dar oare ce e asta? De când nu m-ați mai văzut a fi om normal? Ia uitați ce frumos m-am făcut jap, jap, jap aici ca sportacus așa. Să-mi ziceți în comentarii dacă îmi stă mai bine tun sau cum eram înainte cu părul mai lung așa. Citesc toate comentariile și dau inimă. În altă ordine de idei, încerc să-mi păstrez starea asta bună pentru că am zis toată ziua că filmez și fix acum când m-am așezat să filmez, bă frate, a venit o furtună. Bă, zici că se bat îngerii, frate, acolo, știi cum e cu fiul cu de-alea, bam, a venit negru, zici, e negru deasupra mea. Bam, cu explozii, cu facapele așa. Explodează Moise, cum de dărâm așa, pe le face zid tot aici, se bazei. Astăzi ne uităm la lucruri pe care doar 5% din populația lumii le-au, nu știu, am zis și eu 5%, așa am văzut și eu prin afară, îți dai seama că nu, cred că 2%, 10%, ce am văzut și eu prin afară. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Descrierea pozei astea zice că tatăl care e în dreapta, știi, și-a tăiat cum ar veni degetul când era mai mic. Și fiul lui care e în stânga a moștenit un deget mai scurt, frate. Bă, zici și tu care, adică nu înțeleg cum vine asta. Nu știu, frate, cum vine, dacă își trage tactul așa o șurină în mijlocul capului, o moștenești și tu sau care-i treaba? Ce legătură au atomia sau chestiile în care sunt făcuți așa oamenii să-i facă lui ăsta degetul așa mai mic, știi? Astea deget, ia uite ce deget. Ia uite-l bă ăsta micu. Ia uitați-o pe asta, uite ce deget. Oricum foarte ciudat, bine, măcar ăsta are unghiuță acolo, dar tu dai seama, frate, cât de, adică nu știu, cât de mult te oprești din a face lucruri, așa că efectiv ai un deget mai mic. Cu toate că nu mă duce destul mintea, dacă aveți ceva părinți, doctori, ziceți-le să-mi zică și mie cum vine asta, frate, dacă își taie tactul degetul, tu l-ai mai mic pe-tău, adică de ce vrea viața așa? Ce zice Barda când te aduce pe lume? Băi, dacă tactul a avut degetul mai mic, păi l-ai și tu, că tactul a fost prost și l-ai tăiat, să l-ai și tu, bă! Omul ăsta are degetul mic, degetul mare, frate. Adică cel mai mic deget din așa e cel mai mare la el. Tu-ți dai seama, frate, cum se simte degetul mare, că practic nu mai e degetul mare? Ce-o zice degetul mare dacă ar vorbi? Bă, nu, mi-o plec, morții mei, că nu mai sunt degetul mare, sunt degetul aproape mai mare, dar nu sunt ăla mare. Bă, eu nu sunt om care are mâinile mari, am mâinile mici și osoase, așa și urâte, așa, cu oase multe, știi? Dar degetele am subțiri, frate, dar uite, uite-o la că ce, uite michiduța mea, uite-l, hop, îl vezi? Ia uite-l, îl vezi? Asta să mă bată, mama, are zici că are antebraț, nu deget, uite așa, păi dacă ți-o dat așa un degetul mic, te-ai tot dus. Nu râde oamenii care au chestiile astea, îmi dau seama că e foarte greu să trăiești o viață cu asemenea, să zic, malformații, cu noroc pe care nu-l avem toți. Ne amuzăm și noi un pic, păi tu dai seama dacă promite pe degetul mic ăsta. Când se leagă așa că ți-a toată mâna cu degetul mic. Tipul ăsta are două vârtejuri fix în același loc, perfect, perpendiculare, drepte și cuvinte de astea matematice, la fel. Nu știu de voi, să-mi ziceți în comentarii dacă sunteți cu vârtejuri, dar bă, nu știți cât de greu e. Deci eu la spate, frate, de-aia mă iau așa scurt. Bă, aici la spate am vreo 6, frate. Deci sunt continuu, mie îmi stă părul la spate urât, bă. Bă, și săracul omul ăsta nici nu poate se tundă chel acolo, știi cum mă iau eu așa, că e direct aici sus la encefal, știi ce zic? Mamă, frate, zici că e pasărea Phoenix așa, știi, dacă o vedeți cum cu aripile așa, știi cum face, știi, cam așa e, să-l aște Dumnezeu, știi, să, na, e greu, na. Bă, și de-aia că se vede și aiurea, bă, că niște vârtejuri foarte pronunțate, bă, adică vezi că acolo nici n-are păr, bă, de unde începe așa, știi, vârtejul ăla. Voi bea o gură de apă în cinstea lui să beți și voi. Nu precizează ce fel de boală e asta sau ce fel de chestie e asta, dar tipul ăsta a zis în descrierea pozei că dacă își bagă puțin mai mult mâna în apă, îi se face așa. Gen, îi se face așa. Tu dai seama cât de scutit e omul ăsta să spele vasele, ce zice maică sa? Hai, du-te, Andrei, și te joacă pe calculator că le spăl eu! Du-te, mamă, dragă, să nu te văd, săracul de tine! Și Andrei, săracul, nu, mamă, că chiar vreau să le spăl, mamă, vreau, eu îmi doresc să le spăl. Și maică sa după, mamă, Andrei, eu să le lasă-mă, Andrei, eu să le grăim, săracul, eu, Andrei, eu sunt de cinci, mamă, ia să duce mama un ecler, Andreiuț. Și-o vede Andreiuț pe maică sa că se duce să aducă ecleruțul. Da, mamă, adu ecleruțul ăla, nu mai pot, mama, adu ecleruțul ăla, doamne, săracu de mine, mă, aoleu. Eu înțeleg că oamenii ăștia special, dar băiatul ăsta are limba dragonului, bă. Uai de capul meu, nu că 5% din populația are asta, bă, cred că 0,00000 în perioada 1 are chestia asta, bă, că e imposibil. Mamă, frate, săracu, tu-ți dai, dar s-a terminat, ce să te pup, bă, cu o fată, că doamne, bă, leu. Tu-ți dai seama, se pupă cu o fată, îi prinde limba cu cleștia de-a lui, trage așa limba, îi smulge la fata săraca, face aaa, Andrei!
Bai de capul meu, să-l ajute Dumnezeu să poată, bă, dar nu poți să faci așa, să tragi limba cu dinții cât dai alea de țintră printre dinți, tentaculele alea. Nu știu, bă, când s-au născut oamenii ăștia, Dumnezeu le-a dat chestiile astea că știau că puteau să le ducă, bă, că eu dacă mi-ar fi dat, păi dar nu, frate, eu genul de om care mănâncă, frate, mult, păi dar mie îmi dai de asta să-mi tai așa mâncarea în gură, nu se poate, frate. Bă, și săracul nici n-are niște buze foarte pronunțate sau voluminoase, așa, l-are efectiv, așa, să zic așa, știi, și vorbește cu buzele așa, săracă, nu-i se desprim buzele mai tare în cala, cred că la problema asta, tu dai sau așa, era efectiv să ți se strângă efectiv buzele pe față, îmi curge salivă din gură, nu știu dacă se vede. Prieten, tipul ăsta s-a născut efectiv cu o coadă, frate, vai de capul meu. Bă, are o codiță, bă, zici că e morcov, zici că e păstârnac acolo, bă, cum s-a născut, bă, cu o codiță? Mamă, cu codița asta, mamă, deci mă simt super aiurea, bă, oricum se vede că ceva pe masa de operații, că se văd acolo doctori de-astea cu albastru, că albastru înseamnă doctor sau ceva în genul. Scoate-ți codița aia, bă, că tu-ți dai seama, vrei și tu să te duci tu la baie ca tot omul, te așezi, ai intrat codița așa pe pupuneață, nu ai mai făcut nimic, știi că nu poți, că e codița. Faci tu treaba mare ca tot omul, trebuie să-ți ridici așa codița, vai de cap în strada, nu-mi dau seama ce e, un fel de alu noi mai mare sau nu, e too much, nu mai pot. E prea mult pentru mine, nu, am înțeles că, da, oameni speciali, de eu n-aș fi putut să duc așa ceva, nu poți, frate. Oricum, frate, e uimitor că există așa ceva, adică ca și cum corpul știa, frate, că așa au animalele codiță și a crescut efectiv acolo. Putea să-i crească mai în stânga sau mai în dreapta, dar a crescut fix pe mijloc. Oricum, vă rog, putem să ne gândim că e un fel de morcov lipit cu superglu acolo, că eu deja mă ia, știi, mă... Și a ieșit și soarele dintre noi, s-au terminat de bătut zei, dăm luminositatea mai mică. Mamă, frate, fata asta s-a născut cu incapabilitatea de a putea să-și îndoaie degetul drept, frate, tu vezi? Adică observați că noi toți avem aici la degete, avem așa gârmușciucul ăsta de piele așa care e aici, știi, care stă acolo, se vede urât. Asta e piele în plus, bă, ca să putem să îndoim noi degetul șmecher, așa, știi ce zic? Uite, frate, fata asta nu poate, efectiv, că n-are destulă piele. Nu știu, frate, ca și cum ai încercat tu să tragi de cea, uite, de piele de aici. Adică cred că poate să-și îndoaie, dar super puțin, că până cât îi se întinde pielea pe care nu are, vai de capul meu. Nu știu dacă gândesc eu prea corect, dar dacă ai degetul așa și nu poți să-l îndoi, practic ca și cum nu l-ai avea, frate. Adică mai bine să nu l-ai, te încurcă, de Doamne ferește, știi ce zic, bată în lemn, bată în gură, știi ce zic? Toată lumea un respect în comentarii pentru toți oamenii noștri care au ajuns la o vârstă, frate, cu imposibilități și incapabilități și chestii grele. Băiatul ăsta s-a născut doar cu gârmușciucul ăsta, știi, de moale și îl îndoim noi, dar fără osul ăsta de aici, știi, care e până la jumate, frate. Eu mi-l apăs așa un pic de aici, știi, de un pic de unde e moale, dar tipul ăsta și la pasă direct de aici, direct din frunte cum ar veni săracul de el. Practic nici nu cred că e așa rău, că dacă își dă drumul la deget și nu-l presează așa tare, nu cred că se vede, adică efectiv e ca ăsta, știi că nici... Ia uite-mă, ia uite-mă cum arată. Cum ar fi bine să fac un video așa, stai că de-o mine. Salut, bă, șacalilor, ce faci? Nu uitați să lăsați un like, bă, șacalilor. Uite cât de mult de schimbă chestie de asta. Am gura mai mare, nu-ți ciudat. Ziceți-mi în comentarii dacă vreți să-mi lipesc cu scoace așa, să fac un videoclip, îmi lipesc aici de frunte, fac un videoclip așa. Asta face. Oricum e bine de el, că dacă își ia un pumn în nas, nu-l doare. Și dacă e cineva să-i dau pumnul peste față, îi dă peste nas, așa, știi? Îi face nasul brrr, știi? Și n-are nimic, adică bravo lui. Respect, bă, mai bea o gură de apă în cinstea lui. Sunt mai multe poze deodată aici, o să pun direct radiografia prima oară, care și boala asta se numește mirror hand. Și efectiv dintr-o mână ți se nasc efectiv două. Vedeți că în aceeași mână sunt două mâini, practic, dar fără degetele astea. Cam așa ar arăta, frate, Doamne. Deci mă ia cu fior pe spate, pe aici, pe cruce, pe tot. M-am terminat. Bă, dar ca să privim partea bună, frate, măcar are tăia pe brațul, frate. Adică are omul meu aici să mor. Dacă dă asta o lovitură, păi te-ai dus. Păi îl enervezi de omul meu, păi așa te prinde de cap. Știi, cu o singură mână așa face. Te zdrobești așa de cap, vărule. Bravo și respect lui, frate, bine, dar e foarte ciudat cum el, dacă a făcut, tu dai seama că își controlează ambele mâini așa deodată. Efectiv face așa de dată, mamă, e super ciudat. Nu ne batem joc, ar fi greu, frate, să ai așa ceva pe bune acum. Adică, mamă. Cum am zis, oamenii care au primit chestiile astea sunt oamenii puternici, care poate să le ducă. Noi restul suntem niște slabi și că suntem perfecti normali și ne plângem mereu. Că vă bat pe toți, bă, că mă bat inclusiv pe mine, care mă plâng uneori. Uite, frate, tipul ăsta nu se plânge bine, nu-i vorba de el, e vorba de prietena lui, care are ceva sindrom, ceva, nu știu, boală de sap. Nu s-a mai terminat, frate. Nu s-a mai terminat femeia aia din crescut. Și uite-l, frate, pomul meu, că nu mai are, frate, complexe, că e mic, când vezi că are o prietene de 2,79 m, cum ar veni. Și uite pe femeia mea, frate, ce băiat s-a luat. Bravo ei, frate, bravo ei. Tu dai seama, săracul ăla acasă când face mâncărică, zice: auzi, Andreea, dă și mie de sus că n-ajung.
Stai, bă, că acum am dau seama, Andreea, nici nu trebuie să întindă mâna, bă, că să mor eu. Păi dacă mă întind, mă ajunge la vecina la mine să mor. Dacă nu v-ați zice eu, ați observat ce chestie are tipul ăsta mai diferită de toată lumea? În caz că nu v-ați dat seama, tipul ăsta s-a născut cu pistrui doar pe jumătate de față, bă, dar fix. Vedeți, are pe frunte, pe nas, așa, și pe partea aia n-are nimic, dar pe partea asta are pistrui și zice în descriere că nu i-ar sură sau ceva, efectiv pistrui. A greșit săracul pistrui, că când s-a născut a zis pistrui, bă, trebuia să fie așa cum ar vrea, dar săracul grecosat invers când era purtică la mămica și s-a dus așa, știi, s-a întors pistrui. Ai, bă, dar nu mi se pare deloc diferit, adică chiar e super ok, mai ales mai e și un pic mai închis la culoare. Om, se vede perfect, nici n-am văzut, dacă nici voi n-ați văzut. Cam asta au fost pozele, să ziceți în comentarii care vi se pare cel mai, de fapt nu nașpa, frate, cel mai diferit, frate, cel mai diferit, că nașpa e un cuvânt urât. Care a zis urât? Pac! I-am dat lovitura vieții, că așa se numește, lovitura vieții. Că s-o termin, practic. Am pus doar pe Instagram, pe YouTube, n-am mai apucat să zic nimic, că am făcut 900.000 de abonați, suntem efectiv pe ultima treaptă. După care ajungem la cu totul alt nivel. S-ar putea să facem 1.000.000 de abonați, zic, s-ar putea, că nu știm niciodată ce se întâmplă. Eu sper că se poate. Doamne ajută cum ar veni. Pentru mine nu numărul contează, nu cifra contează. Mă bucur efectiv că știu că sunt mai multe suflete pe care pot să le fac să râdă. Eu practic și de asta am apucat de YouTube, ca să fac lumea să râdă, și îmi doresc foarte mult să fac cât mai multe lume să râdă. Bă, nu contează de cifra care e pe YouTube, știi cum ar veni? Putea să nici să n-arate cât, dacă știu că sunt multe persoane, mă bucură super mult. Mulțumesc mult pentru tot, urmăriți-mă și pe Instagram, la Sniculeț, facem acolo 200.000 de followeri. Beți apă multă, faceți sport cât mai mult și cel mai important, râdeți într-una, bă, că asta e important. Știi cum e vorba aia, eu v-am pupat. Pa, bă!